repetă ce s-au repetat și au făcut dimineață. Voi vrei să ne ridicăm cu toți în picioare și să spunem Domnului că numai în El ne crede. Aleluia, Domnule. De asta suntem aici, să spunem că nimeni nu-i ca Domnul nostru. Aleluia. Numai în El ne credem. Slăviți să fie numele Lui. Haideți să slăvim pe Domnul. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, să ne atingă inimile. Să spunem, Tu e Dumnezeul nostru, în Tine ne credem, Doamne. Domnul nostru în control. Și Iisus vine. Maranata, Domnul nostru vine. Aleluia, să slăvim pe Domnul. Numai în Tine mă I'm not afraid.
fie Domnul Iisus. Dacă Duhul Sfânt își face lucrarea, e cel mai minunat. Dacă schițele noastre, dacă predicile noastre, rămân deoparte toate. Și dacă Duhul Sfânt trece de la inimă la inimă și ne atinge, ne îmbărbătează, ne ridică, nu știu ce ne așteaptă mâine. Dar nu uita că ai rostit astăzi. Doamne, în Tine mă cred. Nu știu cine va bate la ușa inimii tale. Nu știu. Nu știu. Dar știu că Iisus este biruitorul. Că numele Lui Iisus avem biruință. E numele Domnului peste noi. E salvarea Lui, e mila Lui, e jertfa Lui. Suntem ai Lui. Și am venit să-i spunem că iubim în seara aceasta. Să-i spunem că ne încredem în El. Și nu-i nimeni ca El. Și îl iubim mai mult decât orice în lumea aceasta. Atinge-ne, Doamne. Ridică-ne, Doamne. Înviorează-ne, Doamne. Că suntem ai Tăi. Și nu vrem să rămânem aici. Vejrele bat într-o parte și în alta. Diavolul vrea să inspire frica. Dar Dumnezeu, Dumnezeu vrea să spună, eu sunt cu tine. Eu nu te las. Din mâna mea nu te smulge nimeni. Dau pentru tine popoare. Ai preț în ochii mei. Mărit să fie Domnul. O, mare Dumnezeu nostru. El ne iubește. El ne iubește pe toți. Ce seară minunată. Dacă Domnul face lucrarea prin cântare, mărire Lui. Dacă o face prin poezie, dacă o atinge sufletele noastre când fanfara laudă pe Domnul, e minunat. De aceea e nevoie să ne rugăm unii pentru alții, pentru cei ce cântă, pentru cei ce slujesc, ca Duhul Sfânt să se coboare peste ei, să-i însoțească și să fie focul Duhului Sfânt peste noi și în noi. Slăvit să fie Domnul! Vă mulțumim pentru toată dragostea care ați arătat-o venind la dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru întâietatea care ne-ați dat-o să slujim în mijlocul dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur să văd mulți copii în biserică. Mă uit și îmi dau seama câte lucruri este aici. Spunea fratele Iosif că acum 6 ani am fost la dumneavoastră și așa este. Am avut un cuvânt din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Ce făceau primii creștini? Acum 6 ani. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Și cu ce mi-a dat Domnul? A fost pentru dumneavoastră. Pentru cealaltă slujbă am avut din 2 Timotei și mesajul a fost intitulat Oameni de încredere. Să știți, când venim aici, nu venim și luăm ce ni se pare nou. Ce am vrea noi să vă spunem, ce știm noi mai bine. Și frații să se uite, fratele Cutare a predicat mai bine ca celălalt. Și dumneavoastră, având pe aici mulți, mulți lucrători, să îi puneți în competiție sau să îi puneți pe anumite scări. Nu asta vreau. Dacă n-am ajuns predicator mare până la 50 de ani, nu mai mă gândesc de acum. Dar știți ce vreau? Să fiu la dispoziția lui Dumnezeu. Amin. Și Duhul Sfânt să-mi vorbească mie și să-ți vorbească ție. Și am stat înaintea Domnului, Domnul mi-a dat un cuvânt din Proverbe. După aceea m-am mișcat să citesc textul ca l-am citit. Și cuvântul din Proverbe spune așa. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Ăsta a fost cuvântul și am zis, Doamne, și Dumnezeu îți dă cu măsura și cu porția. Îți arată numai câte un pas. Și poate zici, Doamne, ce trebuie să spun? În seara aceasta, că Domnul mă va ajuta, vreau să vorbesc despre focul binecuvântat. Focul binecuvântat. Se spune despre cei care mergeau în junglă
să exploreze jungla, căci n-aveau niciun adăpost peste noapte. Și singura lor metodă să se apere de fiarele sălbatice și de atacurile lor era ca înainte să se lase seara, să se adune undeva într-un luminiș, să adune în jurul lor multă iarbă, paie, lemne și făceau un cerc în jurul lor. Și toți cei care erau în expediție, în grup, stăteau în mijloc, pregătiți cu instrumentele de aprins focul și dacă se apropiau fiarele sălbatice, spuneau că aprindeau focul și pentru ei, pentru cei dinăuntru, focul era o mare binecuvântare și era un dezastru și o groază și o frică pentru toate animalele care plecau și ei puteau să supraviețuiască. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre focul Duhului Sfânt, despre focul care trebuie să se coboare peste copiii lui Dumnezeu. Focul Sfânta Scriptură simbolizează prezența divină. Dacă mă poate fratele ajuta, n-aș mai căuta eu prin Scriptură, în Evrei 12:29, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Evrei 12:29, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Focul lui Dumnezeu este un foc, este un simbol divin. Hai să mergem la Maleahi 3:2, să vedeți un alt lucru cât de mare și cât e Dumnezeul nostru. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Ascultați bine, căci El va fi ca focul topitorului. Acesta e Dumnezeul nostru. Cine va putea? Toate să topesc, toate ca la pământ. Dacă mergem în Apocalipsa, mai găsim. Hai să mergem la Matei 3:11, unde El vorbește și spune căci El ne va boteza cu... Cât despre mine spunea Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În Fapte 2, cu versetul 3, când s-a revărsat Duhul Sfânt la Rusalii, toți au văzut ce au văzut. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Măriți să fie Domnul! Simbolul divin s-a arătat în foc. Simbol al aprobării divine, focul, s-a arătat de multe ori și noi ne fălim cu marea izbândă care Dumnezeu a dat-o lui Ilie când câți proroci, cei mai mulți cunoaște? Știți bine numărul. Câți au fost de toți? Apoi hai să mai citim. Nu vă dau. Asta rămâne temă din casă. Vreau să vă provoc. Au fost de ordinul sutelor, știți dumneavoastră. Și-a rubat și asta de... Nu vreau să vă spun, vreau să vă uitați dumneavoastră acolo. Și ce-a făcut Dumnezeu? Ca semn că a primit rugăciunea și jertfa lui Ilie, o coborât foc, măriți să fie Domnul. Focul ca aprobare divină, slăvit să fie Domnul. În Levitic 9, de la 22 la 24, dacă se poate, și mă uit să fiu foarte scurt, foarte scurt, numai să arăt puțin, căci când Domnul a aprobat Levitic 9, de la 22 la 24. Domnul a aprobat și a primit jertfa cuiva. O răspuns prin foc. Mare Dumnezeu nostru! Avram a adus jertfe Domnului și Domnul a răspuns prin foc. Primul care a adus jertfă și Domnul a răspuns prin foc, care a fost? Aleluia! Abel, spune-ți tare! Abel a adus jertfă. O mistuit-o Domnul. Cu ce credeți că o mistuit-o? O asă. S-o coborâ foc din cer. Oricum, aprobarea divină
a fost prin foc la jertfele care Domnul le-a primit. Jertfa lui Cain nu a fost mistuită. Din pricina asta au știut că nu a primit-o Domnul. Nu a fost aprobată. Nu a fost frumoasă. Nu a fost bună. Nu a fost adusă cum cere Domnul. Judecător 13, versetul 19 și 20, când Manoah aduce o jertfă Domnului, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un obor. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune. În timp ce Manoah și nevasta sa priveau, pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului s-a suit în ea. Cu ce a fost aprobată? Cu a fost primită? Focul Domnului s-a coborât acolo. Măriți să fie Domnul! Aceasta este alt simbol al focului. Aprobare divină. Simbol al prezenței divine. În Zaharia 2:5. Eu însumi, spune Domnul, că voi fi un cerc de foc în jurul Israel, în jurul copiilor mei. Dacă se poate, Zaharia 2:5. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui. Și voi fi slava Lui în mijlocul Lui. Domnul nostru e un foc mistuitor. Așa de puternic. Noi căutăm imagini ca să-L putem înțelege. Nu putem. Dumnezeu este Duh. Duh. De aceea noi trebuie să găsim simboluri ca să ne raportăm la ele. Noi n-avem un Dumnezeu de piatră, n-avem un Dumnezeu mort. Dumnezeul nostru este viu. El trăiește. El este ca un foc mistuitor. Cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și răsplătește. Mări să fie Domnul. Domnul trimite focul Lui. Dar tu trebuie să-L întreții. Când nu mai sunt lemne pe foc, focul nu mai durează numai un pic. Și acolo va fi cenușă. Dar doar o chestiune de timp. Când nu mai sunt lemne pe foc. Și în seara aceasta am citit din Timotei, 2 Timotei 1:6-7, aș vrea să mă opresc. De aceea îți aduc aminte să înflăcăresc, să aprins, să lași să ardă, să faci ca să ardă darul lui Dumnezeu care este în tine. Tu trebuie să întreții focul. Îți aduc aminte. Dumnezeu când ne-a mântuit, când ne-a salvat pe fiecare, nu a venit cu mâna goală la noi. La fiecare dintre noi ne-a dat un dar. Știi tu ce dar ți-a dat Domnul? Știi sau nu știi? Este cineva care nu știe? Care nu știe, rog frumos să-l caute pe fratele Iosif dacă îmi vine din călătorie. Nu-i dați acum bătaie de cap. Spunea cineva că un păstor merită cel puțin 4 săptămâni de vacanță. Zice, dacă e bun, merită. Și dacă nu e bun, merită biserica. Așa că lăsați-l să se odihnească un pic și Domnul să-l binecuvinteze. Deci dacă își face treaba, merită. Și dacă nu și-o face, merită biserica să fie liber fără el o țâră. Slavă Domnului! Domnul nu rămâne în criză. Domnul nu rămâne în criză. Dacă un GPS nu rămâne în criză astăzi, noi venim pe drum, ne-am mai abătut. Și știți ce face? Recalculează. Este la altă rută. Dar Dumnezeu e mai mic decât mintea omului.
El nu rămâne în crize, că nu vrei tu, Iacove, să știi ce dat ți-am dat și l-a ascuns și nu-l înflăcărezi și nu-l aprins și nu-l scoți la iveală. Eu scot pe altul, recalculez ruta. Pe tine te bag unde te bag. Grijă. Pe tine te trec pe unde te trec ca să te trezești, să știi că am pus ceva în tine. Da. Darul eu am destul, eu-s bogat. Dumnezeu nu-i om ca să-i pară rău. Ce-a promis? Oare nu va face? Nu poate El să ducă la îndeplinire? Nu are tot ce vrea? Tot ce-i trebuie? De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine. Să înflăcărez, să aprinzi. Cum să faci să ardă focul? Cum să pui lemne pe foc? Care sunt lemnele? Cum să întreții focul? Cum ziceți dumneavoastră? Cum puteți să întrețineți focul? Cum faceți? Ca să ardă, să meargă bine lucrarea. Nu e un lucru mic. Am să vă spun multe lucruri și o să revin la ele în măsura în care voi reuși și timpul ne permite. Cum să întreținem foc? Părtășie, rugăciune, cuvânt, mărturisirea cuvântului, iertarea, stăpânire de sine, evlavia, glorificarea lui Dumnezeu, roada Duhului, să ne îmbrăcăm cu smerenia. Ar mai fi un punct despre care vreau să vorbesc după aceea, după ce exprimăm toate acestea. Ce se întâmplă când focul Duhului Sfânt coboară? Focul Duhului Sfânt e de așa manieră când toți îl văd. Toți îl simt. Imaginați-vă că e noapte afară și cineva întreabă, ard luminile în biserică sau nu ard? Orice copil poate să-și dea seama că becurile ard sau nu ard. Când din noaptea pare drept, orice copil care intră zice, o, întuneric, înseamnă că nu ard. Toți văd lucrul ăsta. Dacă ard becurile și lumină, orice copil o să spună, așa e cu lucrarea Duhului Sfânt. Așa este cu focul Duhului Sfânt. Când El se coboară, El trece de la inimă la inimă. El atinge, El mișcă, El transformă. Numai important e să-ți lași mintea. Să-mi las mintea liberă, să-mi ocupe El. Dumnezeu nu se lasă înșelat. Dumnezeu nu se lasă bașocorit. Ce seamănă omul? La cine va secera? Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească? Putrezirea, moartea. Cine seamănă în Duhul, va semăna din Duhul, viața veașnică, mării să fie Domnul. Acum, haideți să vorbim un pic despre aceste lemne, despre părtășie. Cum vedeți dumneavoastră părtășia? Cum o înțelegeți dumneavoastră părtășia? Ce elemente cuprinde ea? Cum o mai numim noi părtășie? Că avem părtășie unii cu alții. Care sunt condițiile? Un lucru ar fi să fim împreună, în primul rând, right? Corect ce spun? Ar trebui să fim împreună. Acum știți că la modă e că stau în același apartament sau în aceeași casă, dar ei nu mai sunt împreună. Zice, suntem separați. Eu stau în partea mea, soția a fost, stă în și ei sunt sub același acoperiș. Și tu crezi că ei sunt împreună, dar nu mai sunt împreună. Ei nu mai au părtășie împreună, deși stau sub același acoperiș. Să ai părtășie înseamnă să ai unitate. Înseamnă să comunici unul cu altul, să simți unii cu alții. Acolo dă Domnul binecuvântare. Când oamenii ajung în unitate. Biserica se bucura de pace. Când este unitate, când este părtășie, biserica se bucură de pace și cu ajutorul
Duhului Sfânt, focului Duhului Sfânt, cum vreți în seara aceasta, se înmulțea. E atât de sensibil Duhului Dumnezeu și Dumnezeu nu-L trimite până nu vede lucrurile în ordine. El nu-L trimite. Și eu mă mir de multe ori de ce nu crește, de ce nu se întâmplă asta, de ce nu se întâmplă asta. Și Duhul Domnului ne spune că n-am ajuns în unitate. N-am ajuns acolo unde El vrea să fim și unde El ne cheamă să fim. Aceasta este paguba noastră. Și să știți că diavolul știe toate aceste secrete. Și va folosi orice lucru ca să mă împiedice pe mine și să te împiedice pe tine, ca să fii în unitate, ca să nu crească lucrarea Domnului. Și toți avem intenții bune. Ascultați-mă, în familie toți au intenții bune, în biserică toți au intenții bune, dar diavolul așa va pune lucrurile, numai să nu fim în unitate. Așa voi interpreta, așa va interpreta celălalt și vom avea tot timpul ceva de frământat. Și Duhul Domnului stă deoparte, mai stă la ușă. Zice, încă nu v-ați, încă aud gălăgie înăuntru. Zice, încă nu-s lucrurile în ordine, nu pot să lucrez. Aștept să terminați voi ca să intru El. El vrea să lucreze. Unirea e singura temelie statornică a viitorului nostru. Fără ea, tot ce se va clădi, se va clădi pe nisip. Aceasta a spus Dimitrie Brătean, nu cuvântul Domnului. Oamenii au înțeles lucrul ăsta. Cuvântul Domnului ne spune nenumărate rânduri că trebuie să fim una, puterea trezirii stătea împreună când ucenicii cum erau? Toți. Toți împreună. Toți ca unul. Petru s-a ridicat. Toți ca Petru. Petru ca toți. Și-o luat cuvântul și-o spus. În unitate. Manifestarea darurilor Duhului Sfânt stă în unitate. În părtășie. Să avem părtășie unii cu alții înseamnă un lucru extraordinar de mare. Să știi ce mă doare și să știu ce te doare. Vedeți dumneavoastră, dimineața a fost o rugăciune de cauze. Credeți că eu nu știu că aveți probleme? Ați ridicat câte v-au spus fratele, dacă ar fi să spuneți tot ce vă doare, ne trebuia un ceas. Poate mai mult. Să spuneți numai lucruri grele care sunt și cunoașteți și rude. Numai eu câți am nemântuiți și nepoți și pentru cine să mă rog. Am eu o listă întreagă. Și dumneavoastră aveți. Sau numai la mine, numai eu am așa multe probleme. Vedeți dumneavoastră, să avem un părtășie unii cu alții, trebuie să fim deschiși, frații mei. Eu să mă rog pentru problemele dumneavoastră, dumneavoastră să vă rugați pentru probleme. Și dacă doi se unesc, dacă doi ajung în armonie să ceară un lucru, le va fi dat. Dar în armonie să simtă. Să simtă unii cu alții. Să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Domnul să binecuvinteze Biserica Betel cu unitate sfântă. Amin. Unitatea e un lemn care îl aduce fiecare. Alte lemne poate le aduc unii sau alții. Sunt oameni care s-au făcut să care mai multe lemne și alții care nu le-au fost dat. Fiecare are lucrarea lui. Dar unitatea este lemnul care ți se cere să-l pui pe foc ca să ardă. Ca să lucreze Duhul Sfânt, ca să fie putere și jarul să nu se stingă, focul să nu se stingă. Îți chemat și ești chemat la unitate sfântă, la părtășie sfântă. Domnul să ne binecuvinteze. Tot ceea ce promovează unitatea mea, unitatea ta, părtășia frățească, relațiile între noi, relații. Dar frații mei, trebuie să începem cu cei de lângă noi. Cine e cea mai aproape? Soția cei ce suntem căsătoriți. Apoi copiii noștri. Apoi rudenile noastre. Și apoi la nivelul bisericii și apoi la nivelul comunității, locului de muncă și alte domenii cât mai largi, să ajungem să iubim pe toți oamenii.
Rugăciunea se vorbește mult și e un lucru de căpătări. E un lucru de căpătări. Fiecare trebuie să ne rugăm acasă. Să venim plini de Duhul Sfânt. Frații mei, nu-i niciun secret. Frații care se roagă acasă, să știți că au cuvinte și la biserică. Amin. Care nu se roagă acasă, și la ora de rugăciune să uită, oare nu se termină odată. Acum vă mai spun un secret, frații mai în vârstă. Care nu veniți la repetiții de cor, nu veniți la repetiții de fanfară, poate n-aveți nici copii mici. Vă spun obicei, cum făcea tata mea. Se adunau la ora 8, erau la biserică. Și până la ora 9 se rugau ei pentru tine, pentru familie tinere, pentru slujba din ziua respectivă. Și la ora 9 erau și copiilor, eram și noi acolo. Dar ei se rugau de la 8, se trezeau la 4, 4 jumate, rezolva totul cu vitele pe afară, ne făcea și pantofii, că drumul nu era asfaltat până la biserică și să nu venim cumva cu topurile murdare. Știți? Dar ei erau acolo. Nu numai ne criticau pe noi, băi, n-ați ajuns. Noi alergam poate la o repetiție, alergam la alta, că tinerii alergă multe. Până când o fanfară, e nevoie, e trudă. Noi numărăm, nu veni la rugăciune, nu veni, acum e timpul meu, tată, să mă rog. Amin. Eu trebuie să mă rog pentru ei, să-i susțin, ei alergă, vin de la școală, vin la repetiții, vin la cor, alții poate sunt două, trei formații. Nu mă gândesc să vă iau apărare. Nu iau la nimeni apărare. Vă spun o realitate. Ce se întâmplă, așa-i? Cât cântați la fanfară, am văzut un frate mai în etate. Restul foarte mulți copii. Cât cântă și la orchestră, și la fanfară, poate și la alte. De aceea e nevoie să ne rugăm noi pentru ei. Poate unii au darul rugăciunii. Și este lucrul acesta. Dacă ți-o fost dat, dacă nu, aprinde. Caută, trebuie să fie acolo. Și Dumnezeu te înviorează. Nu sta nepăsător de darul care e în tine. Poate ești făcut să faci pace. Poate ești făcut să ai părtășie. Să te apropii foarte frumos și gingaș de orice suflet. Poate ai darul să-i asculți pe alții. Și vai ce minunat e. Poate ai darul rugăciunii. Poate poți să mărturisești, să încurajezi din cuvântul Domnului. Aprinde darul acesta. Cuvântul Domnului are putere. Seamănă-l în fiecare zi. Seamănă-l în familie, seamănă-l în jur. Și Dumnezeu va lucra cu putere. Nu e o ordine chiar așa cum am vrea noi să fie, dar, frații mei, un alt lemn e iertare. Iertare. Dacă nu iertăm, e un zid. Și rugăciunile noastre nu sunt primite. De-aia am pus lângă rugăciune. S-ar putea să am darul rugăciunii, dar dacă n-am iertat, nu se ridică departe. Noi spunem în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, dumneavoastră cum îl spunem aici? Precum ar trebui să iertăm și noi? Sau precum iertăm și noi? Cum îl spuneți? Precum iertăm, Domnul să-L binecuvinteze. Așa am spus și eu, frații mei. Sunt oameni care zice, noi nu putem ierta dumnezeiește, cum să spun așa? Zice, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi ar trebui să iertăm. Și Doamne, ține minte numai ce am făcut pe placul tău și nu-ți mai aduce aminte. Măi, frate, bun Domn avem. Nu e așa, frații mei. N-are rost să ne amăgim singuri. Tare bine am vrea să o ajustăm. Nu merge. Trebuie iertare din toată inima. Amin? Amin? Am avut o surpriză frumoasă. La sfârșit a fost frumoasă. Mergând în downtown ieri, un polițist trage pe băiat care era în fața mea, eu eram cu altcineva cu mașina, și îl trage deoparte. N-am observat să avem viteză sau alte lucruri. În fine, s-a scărpinat el un pic în cap și zice, ai acoperit numărul din spate cu plastic și nu-i voie aici, deci ar trebui să-ți dau amendă de 300. Nu știu ce-a vorbit băiatul cu el, că a venit la mine în mașină, zice, tu ești onă. Ia, eu sunt onă. Zice, uite, astea sunt. Te rog frumos să mă ierți, din am știut lucrul ăsta, nu mă opri nimeni până aici, n-am avut. Zice, bine, te iert, dar la revedere.
Un om care nu m-a văzut niciodată, avea legea în față, probabil putea să o folosească singur și m-a iertat. Dar eu cu soția mea, cu copiii mei, cu fratele de lângă mine, pot să-l iert? Poate ai legea și zici, mă, greșit. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă aveți pricină să vă plângeți unii în altul, iertați-vă amândoi. Frații mei, citiți toate cuvintele, nu numai care ne plac și ne susțin cauza. Stăpânirea de sine. E și asta o virtute, e și asta un lemn. Evlavia însoțită de mulțumire aduce un mare câștig, o mare binecuvântare. Ar mai fi din Petru, 2 Petru, capitolul 1, de la 5 la 8. O citit fratele dimineață, Domnul să-l binecuvinteze, fratele Gianni sau Giovanni. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința. Toate astea sunt lemne care trebuie să le punem pe foc. Noi putem face un foc de tabără. Atât avem de lucru. Foc de tabără. Am văzut din ăla. Așa, flacăra mai mare ca aici. Noi eram la munte acolo, în Valea Jiului, făceam focul de tabără extraordinar. Frumos, se vedeau de la distanțe mari. Galateni 5, 22-23, roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria. Ăsta e caracterul creștinului. Când aduci lemne pe foc, asta se întâmplă. Caracterul ți se schimbă, se înnoiește și va semăna cu Domnul Iisus Hristos. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iubesc legea ta. Am auzit mulți că zic, nu-mi place cuvântul, nu-mi place poruncile. Ce atâta porunci? Frații mei, când ne vom apleca asupra poruncilor, știți ce vom descoperi în ele? Că ele îl descriu exact pe Iisus Hristos. Parcă îl văd pe Iisus Hristos în oglindă și să se uită la El și face o poruncă. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Fiți blânzi și zveriți. Fiți așa că eu sunt așa. Cam așa le-a făcut. Dacă ne întâlnim în predica de pe munte, tot ce ne cere nouă în El. Și El vrea să semănăm cu El. Și noi asta vrem. Zic din toată inima să se întâmple în locul acesta să cadă focul Duhului Sfânt. Amin. Și dumneavoastră toți aduceți lemne. Atunci orice lanț va cădea în numele lui Iisus. Orice putere demonică va fi pusă pe fugă în numele Domnului Iisus. Sunt atâția dragi care atacă pe atâția oameni. Și oamenii le dau nume la toți. Boală din aia, boală din aia. Însă atâția draci, atâția duhuri care ne țin legați în diferite forme, frații mei. Ăsta e adevărul. N-am timp să spun mai mult. Atâta spun. Numiți-le și le numesc ei științific cum vor, dar puterea bisericii este extraordinară. Când se coboară puterea Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt, aprinde. Aprinde și arde tot ce-i rău. Orice neînțelegere, orice lipsă, orice păcat, orice cădere, orice nestăpânire de sine, toate le arde, curățește, străpunge inimile. Oamenii se pocăiesc, rămân străpunși în inimă, caută pe Dumnezeu, sunt umpluți cu Duhul Sfânt, cântă din toată inima, cântă cu pasiune, fac cu pasiune, fac cu foc. Suntem chemați să fim oameni cu foc. Și Domnul să ne binecuvinteze, să fim plini de Duhul Sfânt și biserica va crește și biserica va fi după voia lui Dumnezeu. Și să știți, încă un secret, probabil textul ăsta a fost așa și mi s-a dat așa că vor veni vremuri grele. Dacă nu ești un om cu pasiune, dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, va la ușă vremuri grele. Vezi ca să nu cazi. Vezi ca să nu cadă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, cred că veți fi de acord cu mine dacă am să spun că și dimineață și după masă Dumnezeu ne-a vorbit și acum datori suntem să aducem mulțumire.